Gorjenii vor juca ultimul meci pe stadionul municipal din Târgu Jiu, înainte ca acesta să intre în demolare și apoi modernizare. Îi vor avea ca adversari pe cei de la CSM Iași, cărora trebuie să le ia toate punctele. Mergem înainte și, cum am zis, trebuie să ținem capul sus, să pregătim final de campionat ca să ne îndeplinim obiectivul. Pentru acest meci, gorjenii au probleme de lot. Eric și Cordoș au părăsit terenul în finală din cauza unor probleme medicale și probabil nu vor putea juca în meciul cu Iași. Celor doi li se adaugă și Erico, Paraschevas și Pleașcă. La Andrei Cordoș pare să fie o întindere sau, Doamne ferește, ruptură musculară, însă nu putem, până nu merge să facă niște investigații, nu ne putem pronunța. La Eric, din păcate, mi-e teamă și sper să nu fie așa. Nu fie o recidivă, la fel cum a simțit genunchiul și la ce am constatat în vestiar acum pare să fie destul de grav și e trist pentru că el l-a muncit mult să revină, venea după o operație și o perioadă lungă de inactivitate, e la final de contract cu Pandurii și vă dați seama în ce situație este. Meciul se va disputa duminică de la ora 18:30.